Salut, prieteni, am găsit oameni buni la o nouă ediție specială a emisiunii Riposta. Într-adevăr și dreptate, vă spun și în această seară același Marius Dumitrache alături de colegii mei din regia tehnică. Doamnelor și domnilor, festivalul Dracula, un succes garantat. Aceasta este tema emisiunii. Sigur, vom dezbate și alte subiecte ce țin de administrația locală la nivelul municipiului Târgoviște, pentru că, așa cum de altfel v-am informat, îl avem ca invitat în exclusivitate aici în studioul Economa TV, numai la Riposta, într-adevăr și dreptate, pe primarul interimar al municipiului Târgoviște, domnul Cristi Stan. Domnia sa este și președinte PSD Târgoviște și vicepreședinte PSD Dâmbovița, căruia îi spune și noi bună seara, bine ați revenit, domnule primar. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Domnule primar, cum au decurs primele zile ale festivalului Dracula, aflat iată la ediția a doua și care a venit cu foarte multe noutăți? Din păcate, vremea nu a fost alături de noi, dar târgoviștenii s-au simțit foarte bine. Da, să sperăm că vremea se va îmbunătăți și că vom reuși să facem programul pe care ni l-am propus. 16-21 iunie, deci la Târgoviște, avem festivalul Dracula, cea de-a doua ediție. Eu sper ca acest festival să devină o tradiție la nivelul municipiului Târgoviște și sunt convins că așa va fi. În fiecare zi sunt ateliere medievale, acțiuni care țin de acordare de titluri nobiliare simbolice, garda cetății în fiecare seară la ora 8:30 va înconjura Curtea Domnească, practic Parcul Chindia. De asemenea, avem proiecții de film și un reper important, sâmbătă, orele 21, în zona ruinelor la Cetatea de Scaun, va avea loc spectacolul medieval, care sper eu să atragă un număr cât mai mare de târgovișteni. Eu îmi exprim totuși regretul că nu am reușit să facem o promovare mai puternică a acestui festival. La anul lucrurile vor sta cu totul altfel. Eu vedeam o promovare care să fie mult mai agresivă. Mult mai agresivă și pe două direcții. Pe o de o parte, pe zona mass mediei locale pentru târgovișteni, iar pe de altă parte, pe zona mass mediei naționale. A existat pe zona mass mediei naționale, pe Antena 1, a fost făcută cunoscut acest eveniment de la Târgoviște, dar eu cred că putem să facem mult, mult mai multe. Și, sigur, învățăm și noi din experiențele pe care le avem. Am inițiat și anul acesta, dar ar fi trebuit să facem mai din timp niște contacte cu agenții de turism importante din București pentru a intra într-un parteneriat și a încerca să aducem cât mai mulți turiști spre zona municipiului Târgoviște, spre zona Curții Domnești, și cred eu că Târgoviștea, patrimoniul istoric și cultural pe care îl are, poate reprezenta un magnet, mai ales pentru această zonă a municipiului București, unde e un potențial imens de turiști pe care noi n-am știut să-l valorificăm până la acest moment. Mai ales că acest potențial este și situat foarte aproape de Târgoviște. Exact asta am spus și complementar acestui festival, sper să reușim să ducem la bun sfârșit un proiect prin care în fiecare weekend la Curtea Domnească să avem Curtea Domnească să prindă viață, să avem activități specifice evului mediu, să avem domnițe, să avem cavaleri, să avem ateliere medievale, astfel încât turistul care vine în Târgoviște să poată să petreacă câteva ore foarte antrenante la Curtea Domnească din Târgoviște. Așadar, sâmbătă este un reper important, stimați telespectatori, al festivalului Dracula. Sâmbătă, ora 21, un spectacol medieval la Curtea Domnească din Târgoviște. Sunteți și noastre invitați cu micul mare să participați la festivalul Dracula, pentru că nici nu știți ce pierde, stimați legislatori. Pe de altă parte, vom avea parte și de un concert rock, de un spectacol de muzică rock. Târgovișteni de la Trooper, una dintre cele mai valoroase trupe de muzică rock din România și nu numai, stimați legislatori, pentru că ei au cântat în deschidere la trupe celebre, de la Iron Maiden până la Judas Priest, Stau Wasp și așa mai departe. Cei de la Trooper vă susține un recital extraordinar dedicat acestui festival. E vorba și de poemele Valahiei, care
va fi interpretat aici la Târgoviște într-un spectacol, într-un recital extraordinar, alături de Pastora Rock și de trupa ad hoc, nu? Da, e programul organizat de Consiliul Județean, este zona de participare Consiliul Județean, că trebuie să spunem că acest festival este organizat în parteneria de Consiliul Local Municipal Târgoviște și de Consiliul Județean. Din Centrul Județean de Cultură. E unul din puținele evenimente care se organizează în colaborare. Noi sperăm să extindem mult mai mult sfera acestei colaborări, pentru că este benefică, în primul rând, pentru cetățenii municipiului Târgoviște. Apropo de sfera aceasta a colaborării, foarte important, și o să trecem acum în altă zonă, dacă îmi permiteți, foarte important pe zona fostei unități militare de la gară, teren care aparține Consiliului Județean Dâmbovița, vrem să dezvoltăm un complex de locuințe sociale sau de locuințe anele, pentru că în Târgoviște este mare nevoie de așa ceva. Și dacă tot am intrat așa pe zona aceasta investițiilor și a administrației publice locale, aș vrea să menționez că pentru anul viitor avem o investiție foarte importantă în municipiul Târgoviște, care vizează numai străzi din municipiul Târgoviște, 4 pachete de străzi, undeva la 14 km de străzi în Târgoviște. Valoarea este pe la 18 milioane de lei și vizează câteva zone importante din municipiul Târgoviște. În primul rând avem completarea investiției din zona cartierului Matei Voievod de la Sârbi. Am terminat astăzi în mare parte Calea Ploiești. Urmează să intrăm pe celelalte străzi din cartierul Matei Voievod. De asemenea, un alt pachet vizează străzile din Horea, Cloșca, Crișan, Iazului, Gimnaziului Justiției și așa mai departe, deci din această zonă a municipiului Târgoviște. Un alt pachet important care va intra la finanțare vizează strada Colonel Bărtărețu, șoseaua Găiești, artere importante din municipiul Târgoviște care au nevoie, într-adevăr, de lucrări de reabilitare și, de asemenea, un alt pachet vizează străzile din microraionul numărul 9. De unde provin fondurile? Fondurile vor fi fonduri rambursabile. Vom obține un credit, o finanțare rambursabilă, pentru că orașul trebuie să se dezvolte și trebuie să asigurăm gradul de confort urban pe care târgoviștenii îl merită și, dacă vom avea posibilitatea, vom încerca și pe fonduri europene să finanțăm 1-2 pachete din această investiție. Repet, foarte, foarte mare. Sunt aproximativ 14 km de străzi în municipiul Târgoviște, în interiorul municipiului Târgoviște. Dar nu mărim gradul de îndatorare? Nu. Cazul contractat ne putem permite acest lucru. Am făcut calcule, ceea ce înseamnă fonduri europene sau creditele pentru cofinanțare la proiectele cu finanțare nerambursabilă, nu intră în gradul de îndatorare. Iar ministerul nu ne poate da aviz negativ în legătură cu aceste investiții. Oricum, am făcut și calculul pe ceea ce înseamnă nivelul de suportabilitate al bugetului local. Suntem în grafic și sper eu să... De fapt, sunt convins că vom reuși să implementăm această investiție. Ne gândim la anul, din fonduri europene sau din fonduri proprii, să începem măcar platoul din fața prefecturii și casei sindicatelor. Din piața Tricolorului și din piața Mihai Viteazu, din fața casei sindicatelor, pentru că nu pot rămâne în acest stadiu. Ce ar mai fi de spus? În ședința de săptămâna viitoare a Consiliului Local Municipal va fi un proiect de hotărâre care vizează schimbarea organigramei la primăria municipiului Târgoviște. Schimbarea organigramei într-o zonă pe care eu am considerat-o foarte importantă. Pe de o parte vizează zona relației cu publicul și anume înființarea unui compartiment de îndrumare a cetățenilor la nivelul primăriei municipiului Târgoviște, deși există o asemenea obligație de foarte mult timp
în sarcina autorității administrației publice locale. La Târgoviște nu avem un asemenea centru de informare și îndrumare a cetățeanului. Este vorba de personal care se va ocupa exclusiv de acest lucru, fără a avea atribuțiuni de prelucrare a datelor sau atribuțiuni în ceea ce înseamnă documentele. Pur și simplu se vor ocupa exclusiv de îndrumarea cetățeanului și de a oferi cetățeanului informații despre administrația publică și a veni în sprijinul nevoilor pe care acesta le are. Eu cred că e un pas important și care se simțea, nevoia acestui pas se simțea la nivelul primăriei municipiului Târgoviște. De asemenea, o altă zonă importantă... Iertați-mă, din acest punct de vedere, ce presupune asta? Înseamnă o majorare a personalului sau o mărire a personalului sau o redistribuire? Noi vrem să ne încadrăm în numărul maxim de posturi, dar aici vor fi angajate două persoane care se vor ocupa exclusiv de această problemă. Eu cred că Târgovișteanul merită un centru de informare și îndrumare, un loc în care să poată duce să-și ia toate informațiile necesare, toate informațiile de care are nevoie pentru a-și rezolva o problemă de ordin administrativ și să știe să se ducă după aceea foarte clar la un anumit birou, la un anumit departament și așa mai departe, pentru a putea să-și... Ca să nu mai fie plimbat pe drum. Ca să nu mai fie plimbat. Și apoi, pur și simplu, pentru informarea cetățeanului. Dacă sunt oameni interesați de ceea ce se întâmplă, de proiectele care sunt la nivelul administrației publice locale, de problemele pe care Târgoviștea le are și cum reușește administrația publică locală să facă față acestor probleme și ce strategie de rezolvare are mai ales, acesta este o modalitate prin care cetățeanul este informat. Adică cine om să fie capabil să răspundă la orice întrebare. Orice fel de întrebare nu va fi o misiune ușoară, o misiune deloc ușoară. Trebuie să fie niște oameni care sunt instruiți, trebuie să fie niște oameni care să aibă capacitatea de a comunica, de a relaționa foarte bine cu cetățeanul, dar putem reuși acest lucru. Mai mult decât atât, este o obligație legală pe care Primăria Târgoviște nu a pus-o în practică până acum. Nu știu care sunt motivele, dar în orice caz, odată cu prima schimbare de organigramă pe care o facem la Târgoviște, implementăm și această măsură. E o măsură foarte bună. E o măsură salutară foarte bună și mă surprinde că nu mai exista până acum. Mă surprinde la nivelul municipalității, la nivelul Târgoviște, să nu fie existat un centru de îndrumare, de informare pentru orice târgoviștean, pentru omul de rând. Există un program de mulți ani, de prin 2004, care vizează reducerea birocrației în relația cu publicul. Există și un act normativ, o hotărâre de guvern, prin care se implementează anumite măsuri, printre care și aceasta, existența unui centru de informare și îndrumare a cetățeanului. Pe de altă parte, tot la ședința de... Tot legat de organigramă, tot la ședința de Consiliu Local, sper să am votul colegilor pentru înființarea unei structuri cruciale pentru ceea ce înseamnă dezvoltarea municipiului Târgoviște, și anume a unei direcții de management a proiectelor cu finanțare nerambursabilă. În momentul de față, această activitate este realizată de direcția tehnică și în colaborare cu personal de la urbanism. Acolo este structura. Mi se pare total inadecvat să nu avem, în contextul în care municipiul Târgoviște are în implementare în momentul de față proiecte cu finanțare europeană de aproape 400 de milioane de lei, în condițiile în care programul operațional regional 2014-2020 e gata să înceapă, în condițiile în care avem o monitorizare ex post pe toate proiectele cu finanțare europeană de minim 5 ani, să nu avem o structură care să se ocupe exclusiv cu implementarea proiectelor cu finanțare europeană. Acest lucru sunt convins că va fi realizat. Vom avea o direcție în cadrul primăriei care va avea ca unică preocupare implementarea, de fapt accesarea, implementarea, monitorizarea și așa mai departe a proiectelor cu finanțare nerambursabilă, cu finanțare
din bugetul Uniunii Europene. Eu sper să fie un vârf de lance în ceea ce înseamnă accesarea de fonduri europene și implementarea și gestionarea corectă a proiectelor pentru a evita situații în care pot exista corecții financiare, pentru a evita cam ce se întâmplă în momentul de față pe PIDUA, pentru a evita situația în care între constructori și furnizorii de utilități există neconcordanțe de natură să conducă la întârzierea proiectelor și așa mai departe. Sunt multe, multe imperative care au impus crearea acestei structuri la nivelul primăriei Târgoviște. Această nouă direcție de management a proiectelor europene are sarcina nu numai de a accesa fondurile europene, de a întocmi proiecte și prin vederea accesării fondurilor, ci și de a urmări derularea proiectului, de implementare. Practic de aici vor fi toate echipele de implementare a proiectelor. Din această direcție se vor alcătui și echipele de implementare a proiectelor și cel care va conduce această direcție va avea răspundere exclusivă pe ceea ce înseamnă aceste proiecte europene. E o mare responsabilitate, dar aveam nevoie la aceste proiecte de o comandă unică, avem nevoie de oameni pregătiți, de oameni tineri care au o altă viziune, o altă abordare, o altă concepție în legătură cu activitatea de implementare a proiectelor europene și în legătură cu finanțarea nerambursabilă în general. O parte din actualul personal va rămâne, dar o parte nu se va mai regăsi pe noua structură organizatorică, pentru că trebuie să îmbunătățim lucrurile. Păi asta este, pentru că mă gândeam că această inițiativă a dumneavoastră sigur va fi una deranjantă pentru o parte dintre subordonații noastre care nu vor mai avea acces la astfel de proiecte și implicit nu vor mai rotunji veniturile. Suntem discutăm deja de un interes mult prea mare. Interesul comunității. Discutăm deja de o responsabilitate uriașă. Discutăm de fonduri foarte, foarte importante și nu cred că e loc de interpretare. Adică interesul individual nu are ce să caute în această ecuație și sunt convins că majoritatea va înțelege despre ce e vorba. E regulă, iată, oameni buni, două intenții apreciate și apreciabile la nivelul executivului. În ședința de săptămâna viitoare a Consiliului Local Municipal vor fi pe ordinea de zi două proiecte extrem de importante. E vorba de modificarea organigramei la nivelul primăriei municipiului Târgoviște. Să sperăm că inițiativa primarului interimar, domnul Cristi Stan, aici de față, va întruni și votul colegilor din Consiliul Local Municipal. Ne referim aici la colegii în special din cealaltă tabără politică, e vorba de Partidul Național Liberal. Vor înțelege? Nu cred că vor exista aici vor exista piedici. E clar că e nevoie de o schimbare la nivelul administrației locale. În ceea ce privește implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă, e clar că dacă vrem să fim pregătiți pe programul operațional 2014-2020, trebuie să avem și de acum înainte, pentru că fiecare exercițiu bugetar european va reclama un personal pregătit care să știe, să acceseze, să urmărească, să implementeze proiectele cu finanțare nerambursabilă, astfel încât e o necesitate. Nu putem să rămânem în situația în care suntem acum, în care, repet, sunt două structuri diferite, aflate la direcții diferite, care realizează această activitate. În condițiile în care trebuie să existe, repet, o comandă unică, trebuie să existe o persoană care să cunoască absolut toate problemele care vizează aceste proiecte și trebuie să existe o coordonare foarte, foarte bună. Acestea sunt imperativele, fondurile sunt foarte, foarte importante, sumele de bani sunt imense, nu ne putem juca cu așa ceva.
E regulă, nu ne putem juca cu așa, așa ceva, stimați legislatori, remarcă primarul interimar al municipiului Târguviște. Și de această dată mă surprinde că nu a existat până în prezent la nivelul municipalității o astfel de direcție să existe o comandă unică virulă capabilă să urmărească și să implementeze aceste proiecte europene. Probabil și din acest punct de vedere sau și din cauza asta am avut ceva probleme cu derularea acestor proiecte cu fonduri europene. Trebuie să luăm un scurt moment de publicitate. Revenim imediat, stimați legislatori. În exclusivitate prezent în studioul Ecoluna TV, primarul interimar al Târguviștei, domnul Cristi Stan, liderul PSD Târguviște și vicepreședinte PSD Dâmbovița. Iată, Festivalul Dracula, un succes garantat, aflat la ediția a doua, numai aici, la Târguviște. Publicitate.